Au văzut țări noi, au descoperit civilizații despre care nu știau mare lucru, dar în primul rând și-au îmbogățit bagajul de cunoștințe. Este vorba despre studenții de la Petroșani, care au participat până acum la schimburi de experiență prin Erasmus+, un proiect ce leagă lumea celor ce sunt pe băncile școlilor. Cum au văzut cei care au participat la aceste schimburi, ne spun chiar ei. Ce a însemnat pentru tine participarea la o bursă Erasmus? În primul rând, dezvoltarea personală foarte mult, deoarece înainte de a vizita ceva Europa, a fost prima dată Spania datorită acestei burse Erasmus și am făcut practică la o agenție de turism și de două ori la o agenție imobiliară. Cu ce te-ai ales de acolo? Cu multă experiență, de fapt, oamenii cum reacționează, de exemplu, din România și din Spania sunt mai deschiși, nu știu, sunt binevoitori. M-am ales cu cea mai frumoasă experiență din viața mea. A fost extraordinar. Eu mi-am desfășurat practica într-o țară foarte frumoasă, departe de hotarele României, în Turcia și chiar pe malul Mării Mediterane. Am văzut foarte multe. Am văzut atâtea locuri, nici nu vă puteți imagina, nici nu vă puteți închipui cât de frumos este acolo. Dar nu se compară cu România. Noi atât de mult am dus dorul acestei țări. M-am ales cu experiență grea, experiență serioasă. Specializarea mea fiind managementul strategic al afacerilor, am rugat managerii companiei Kilid Global, care este una din cele mai mari companii de turism din Antalya, să-mi dea practici, să-mi dea sarcini mai apropiate de specializarea mea, adică de afaceri, de management și așa mai departe. Și a fost. Am făcut foarte mult PR a companiei Kilid Global, am făcut foarte multă publicitate, am vândut, am lucrat cu oaspeți din toată Europa, din Kazahstan, de Rusia, din multe țări, din Iran, Irak, Siria și așa mai departe. Profesorii de la Universitatea din Petroșani sunt foarte încântați de ceea ce fac peste hotare acești studenți și chiar îi încurajează nu doar să meargă în practică, ci chiar să urmeze acolo cursuri. În fiecare an avem circa 80 de studenți care merg în acest proiect Erasmus+. Anul trecut universitar am avut 84, în jur de 50 de cadre didactice și cât vreo 10 din personalul administrativ. Rolul acestor proiecte este de a compara învățământul de Universitatea din Petroșani cu cel de în alte universități din Europa. De asemenea, rolul este de a vedea și cadre didactice, ceea ce se întâmplă în firmele din Europa și, bineînțeles, în activitatea de cercetare și didactică universitară. Vrem și insistăm ca din ce în ce mai multe cadre didactice să participe la activitatea de predare și nu numai la cea de vizite în întreprinderi. Și, de asemenea, vrem ca din ce în ce mai mulți studenți să nu meargă numai în practică pe 3 luni, să meargă pe 6 luni sau un an, să urmeze cursurile, să le promoveze în aceste universități, iar noi să le echivalăm notele. Vrem să promovăm și în acest an acest program. Avem în acest an 77 de burse pe care le oferim studenților noștri, adică 77 de mobilități care pot fi de studiu sau de practică în țările Uniunii Europene. Sperăm să primim și în acest an tot la fel de bine din partea studenților evenimentul și să folosim toate mobilitățile, iar studenții să reușească prin aceste mobilități poate să învețe ceva în Uniunea Europeană, la o universitate europeană sau să facă practică într-o firmă din Uniunea Europeană. Universitatea din Petroșani colaborează pe acest gen de proiecte Erasmus+, cu universități și firme de profil din cel puțin 15 state ale Europei și nu numai, cum ar fi Germania, Franța, Spania, Italia, Polonia, Cehia, Turcia, Ungaria și altele.